Șomuz a condus la pauză cu 2-1 în urma unei duble a golgheterului sezonului de toamnă al Ligia patra George Tomescu, transferat de la Cașvana. Echipa Fălticeneană și-a dublat avantajul în reprisa secundă, prin Vadim Podgorodețchi, care a stabilit scorul final la 3-1. Joe Stanga a rulat pe parcursul amicalului cu botoșănenii 22 de jucători. Pentru primul meci de pregătire sunt mulțumit de prestația băieților, chiar dacă nu am fost interesați în mod deosebit de rezultat, ne bucurăm că am câștigat. Este un plus pentru moralul jucătorilor. A fost un meci echilibrat în care concentrarea jucătorilor noștri în fața porții a făcut diferența. Mai avem nevoie însă de timp pentru a omogeniza echipa, a declarat antrenorul șomuzului. În cel de-al doilea Mical al iernii, șomuz Fălticeni va întâlni Foresta duminică pe terenul sintetic al liceului cu program sportiv Suceava.